Presa liberă trecere. Bună seara, dragii noștri! Suntem la o ediție specială a emisiunii Presa liberă trecere, o ediție dedicată zilei de 1 iunie, Ziua Internațională a Copilului. Astăzi vom vorbi despre copilărie, despre veselie, ne amintim cum a fost în copilăria noastră. Iadă. Avem invitați copii din aproximativ toate unitățile de învățământ de la nivelul municipiului Râmnicu Sărat. Aflăm lucruri interesante din copilărie a elevilor prezenți în ediția de astăzi, așa cum am spus, o ediție specială. Cum spunea și marele nostru scriitor Ion Creang, haide mai bine despre copilărie să povestim, că cea este veselă și nevinovată și, drept vorbind, acesta este adevărul. Le spun bună seara invitaților mei, le mulțumesc foarte mult pentru prezență. De asemenea, mulțumesc tuturor unităților de învățământ pentru ocazia pe care mi-au dat-o astăzi, ocazia de a avea prezenți în studio pe cei mici. Le mulțumesc foarte mult și părinților că au fost de acord ca micuții să ne vorbească despre copilărie. Începem cu primul invitat. V-am așezat eu aici într-o anumită ordine, am spus după numărul școlilor, școlile de care aparțineți. Primul invitat este, bună seara! Bună seara, mă numesc Găghiciu Radu, elev în clasa a patra, la școala gimnazială numărul 1. La ce doamnă învățătoare sau domn învățător, Radu? Doamna mea învățătoare este Mirela Grigore. Mulțumesc foarte mult! Mergem mai departe la cel de-al doilea invitat, este vorba de o domnișoară. Mă numesc Anachi Erika, am 11 ani și sunt la școala numărul 2. Am învățătoare pe Georgiana Banu. Mulțumim, deci, școlii gimnaziale numărul 2 din Râmnicu Sărat. Mergem mai departe cu cel de-al treilea invitat, un cavaler. Bună seara, mă numesc Tovoșaru David, am 9 ani, sunt elev la clasa U, la școala gimnazială numărul 3. Pe doamna mea o cheamă Purica Monica. Îți mulțumesc foarte mult, David, că ești astăzi alături de noi. Mulțumim școlii gimnaziale numărul 3 din Râmnicu Sărat, actuală școală Dr. Ilie Pavel din municipiul nostru. Mergem mai departe. Bună seara! Bună seara și bine v-am regăsit! Mă numesc Pascu Teodora, am 11 ani, sunt elevă la școala gimnazială Vasile Cristoforeanu, numărul 5, clasa a 4-a și am învățătoare pe doamna Scarlat Florica. Îți mulțumim și ție pentru prezența, Teodora. Teodora a mai participat în edițiile noastre, ne-a cântat foarte frumos. O rugăm foarte mult și în această ediție să facă acest lucru, dar după ce vorbim și te ascultăm și noi cu mare, mare drag, mergem mai departe. Bună seara, bine ai revenit! Bună seara! Mă cheamă Mateo Andrei Gonge, am 8 ani și sunt în clasa 1. Să crești mare, vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru prezență. Ei bine, Mateo, ești cel mai mic, da, invitat din ediția de astăzi. Știi de ce v-am invitat? De ce i-am invitat pe toți copiii astăzi? Care este motivul pentru care noi ne-am întâlnit? Să spargem gheața, să le spunem telespectatorilor. Eu am vorbit până acum vreau să vă ascult pe voi. Ne-am întâlnit în această seară ca să vorbim despre Ziua Copilului. Să vorbim despre Ziua Copilului. Deci avem o zi internațională a copiilor, vorbim despre copilărie, așa cum am spus și eu, dar am zis că tac și tot mai intervin. De ce sărbătorim, Mateo, Ziua Copilului? Așa cum sărbătorim și Ziua Tatălui și Ziua Mamei, așa sărbătorim și are și copilul o zi a lui. Bineînțeles, are și copilul o zi a lui pe care trebuie să o sărbătorim. Eu vă spun la mulți ani de acum, la mulți ani tuturor copiilor. Radu, cum stau lucrurile? An de an, dacă ar fi să ne uităm în urmă, anii trecuți la școală, ați sărbătorit Ziua Copilului? Ați avut manifestări, spectacole sau mici momente pregătite la clasă pentru Ziua Copilului? Nu foarte multe. De obicei făceam desene pe tematica aceasta. Și țin minte și acum în clasa a doua am ieșit într-un parc și ne-am jucat cu cretă toți. Și am desenat lucruri care simbolizau această zi și a fost foarte distractiv.
Deci doamna învățătoare Mirela Grigore, da, a avut această inițiativă, v-a scos în parc, dacă bineînțeles vremea a fost favorabilă și ați desenat. Dacă mi-amintesc eu bine din copilăria mea, cam așa procedam și noi și mă uit aici la părinți, la doamnele învățătoare, da, așa era, ieșeam și desenam pe asfalt și mă bucur foarte mult că încă se mai păstrează datorită doamnelor învățătoare această tradiție, o pot numi o tradiție. L-am întrebat și pe Mateo, de ce avem nevoie, de ce sărbătorim noi pe 1 iunie ziua copilului? Este ziua internațională a copilului. Noi sau oamenii la nivel global sărbătoresc această zi deoarece vor să-și arate respectul față de copiilor sau pentru omenirea care va urma. Este bine să subliniem faptul că nu este mereu sărbată pe 1 iunie în toate statele. Alte state, cum ar fi India, Brazilia, Mexic, sărbătoresc pe alte dăți. Dar noi am preluat ziua pe 1 iunie de la China și USA, adică Statele Unite ale Americii. Văd că ești foarte informat, Radu Drăghiciu, elev la școala gimnazială numărul 1 din municipiul Râmnicu-Sărată. Acum așteptăm să vedem ce veți face pe 1 iunie. Vineri, da, este ziua de 1 iunie. Mergem mai departe cu discuția și aflăm și de la Erica Enache, reprezentanta școlii gimnaziale numărul 2. Da. Noi când am fost de 1 iunie în clasa a doua, am fost în Parcul Mare, am desenat cu cretă globul pământesc, am desenat copii ținându-se de mână și ne-am simțit foarte bine atunci. Deci tot desene pe asfalt, spre această latură artistică s-au ghidat doamnele învățătoare. Și toți ați fost fericiți și ați uitat și de această presiune a temelor, sau poate nu, o să discutăm noi și despre teme, dacă sunt făcute sau nu sunt făcute cu mare drag, sau mai apar așa și momente în care vă doriți timp mai mult pentru joacă, pentru jocurile preferate. David Toboșaru. Da, eu n-am fost anul trecut la școală pentru că am fost în altă țară și n-am fost de ziua copilului. Dar colegii tăi, mă gândesc că au participat la un moment organizat la clasă de doamna învățătoare. O poezie... Sunt sigură că au fost discuții pe această temă. Cum ar trebui să fie copiii de ziua lor? Și nu doar de ziua lor, dar mai ales acum. Fericiți, da, David? Fericiți. Întotdeauna. De ziua copiilor poate să fiu foarte fericiți că e ziua la toți copiii și lor. Da, bineînțeles. Așa cum mămicile au o zi a lor, mai nou și tații au o zi a lor, nu Teodora? Da. Trebuie și voi să vă bucurați, deși o faceți zi de zi și le mulțumim părinților pentru acest lucru. Ziua de 1 iunie are o semnificație aparte pentru mine, pentru că o consider ca și ziua mea de naștere. Primesc cadouri, mă distrez cu prietenii. Țin minte că în clasa a doua am mers cu doamna învățătoare și cu ceilalți colegi în parc și la fel am desenat cu cretă pe asfalt, ne-am jucat, am cântat, am dansat. A fost o bucurie enormă pentru toți, pentru că așa este de ziua copilului. Toată atenția s-a concentrat asupra voastră, asupra copiilor și părinții și la școală programul a fost mai lejer, ați mai scăpat de teme și de întrebări. Valul de întrebări e venit din partea doamnelor învățătoare, dar așa este bine pentru a deveni oameni mari, oameni de bază ai societății. Da, Mateo, tu ce ți-ai dori să faci de 1 iunie? Eu mi-aș dori să petrec timpul împreună cu părinții, să merg în plimbări și să mă bucur de sărbătoare. Să mergi în plimbări, să te bucuri de sărbătoare, să petreci timpul cu părinții, spui tu, Mateo. Da? Este o ocazie să-i aduceți pe părinți mult mai aproape de voi pe 1 iunie, deși programul părinților este unul foarte, foarte încărcat, măcar așa câteodată, uitați, de 1 iunie să fie alături de voi. Radu, ce părere ai? Eu aș vrea ca de 1 iunie să
Mă duc cu prietenii. Să ies afară cu prietenii mei, eventual cu bicicleta și să ne distrăm. Poate pe seară când mă întorc acasă un film cu surorile mele și cu părinții mei, dar oricum, în general, cu persoane apropiate care îmi sunt dragi mie. Așa cum spunea și Mateo, da, el își dorește cu familia, cu părinții, Radu Drăghiciu spune că vrea să fie alături de prieteni, iar pe seară frumos acasă cu familia și cu surorile, spuneai, da? Vrei să ne vorbești puțin de familia ta, ai surori mai mici și mai mari, cum vă împăcați? E o fericire totală acolo, da? O familie bogată cu 2-3 copii? Cât sunteți? Suntem 3 copii. Am 2 surori mai mici, pe una o cheamă Alexandra și are 7 ani, iar pe cealaltă Ilinca, iar ea are 4 ani. Le spunem la mulți ani, da? Da. Ești fratele cel mare, da? Da? Și ai grijă de surorile tale. Da. Și vă jucați împreună? Comunicați? Da. Le ajuți la teme? Ilinca încă nu are, deoarece e cea mai mică. Iar Alexandra, da, de multe ori stau cu ea când are foarte mult de citit și o ajut. Are foarte mult de citit și o ajut, înseamnă că trebuie să discutăm noi puțin și despre lectură și timpul pe care îl acordăm cititului. Erica, cum ai vrea să sărbătorești, să petreci anul acesta ziua de 1 iunie? Eu ziua de 1 iunie aș dori să o petrec, să-mi petrec timpul cu prietenii și familia mea. Să ne distrăm și să uităm de toate faptele rele pentru puțin timp. Cu familia mea seara la cină vorbim despre tot ce am făcut în ziua respectivă. Așa se întâmplă în fiecare seară, da. Glumim, râdem, povestim și... Este o zi a fericirii, da? Este fericire în toată familia, fericire. David, mai ai frați, surori? Am 2 surori. Una o cheamă Modelina și are 15 ani și pe cealaltă o cheamă Denisa și are 11 ani. Deci ești frățiorul mai mic, da? Da. Ești mezinul familiei. Da. Tu ești cel ocrotit, da? Da. Te împaci bine cu surorile? Fiind foarte fete? Bine. Da, mă bucur să aud acest lucru. Vă sprijiniți? Le urăm și lor la mulți ani, da? Da. Am reținut, nu sunt majori, ai spus 15 ani, sora cea mare. Da. Cum ar trebui să fie această zi? Ai vrea să-i transmiți un mesaj, doamne învățătoare, ce să vă pregătească pentru 1 iunie? Da, și eu i-aș trimite doamne învățătoare că... O să fiu mai isteze cât anul acesta. Cu siguranță ești un copil foarte istez în moment ce ai fost desemnat să participi la noi la emisiune. Înseamnă că este și ambițios din moment ce a făcut această promisiune. Să-ți ajute, doamne, David. Teodora? De 1 iunie aș vrea să-mi petrec ziua cu prietenii și familia. Pentru că așa ar fi frumos, din punctul meu de vedere. De 1 iunie părinții mai popular dau în mintea noastră a copiilor, se joacă cu noi și... Frumos, frumos! Măcar de 1 iunie, da? Dacă pe parcursul anului, dragi părinți, nu aveți timp, da? Țineți minte, vineri, program de joacă. Bravo, Teodora! Mă bucur foarte mult! Și la școală, doamna învățătoare Florica Scarlat, sunt sigură că pregătește ceva pentru voi. Da. Vă vorbește despre importanța acestei zile. Dacă vremea vă ajută, poate vă scoate măcar în curtea școlii, da? Să faceți ceva frumos, să organizați un moment frumos. Mateo, tu petreci timp liber cu prietenii, cu familia? Da. Ți-ai dori mai mult timp? Ia să auzi. Mai mult timp cu familia? Mi-aș dori, dar părinții mei au timp tot timpul din lume, deci mă joc mereu cu ei. Te joci mereu, îți mulțumesc foarte mult, te joci mereu deci cu părinții, nu doar de 1 iunie. Radu Drăghiciu, cât de importantă este familia, cât de importanți sunt prietenii, colegii pe care vă rog foarte mult să-i salutați dacă vă doriți acest lucru? Sunt foarte importanți deoarece
sunt un sprijin. Te vor ajuta, te vor înțelege dacă sunt prieteni adevărați, iar în cazul familiei, de obicei îți este alături. Eu și sunt convins că și majoritatea care se uită la această emisiune au o familie unită, strânsă, care îi susține. Sunt sigură de acest lucru, dincolo de programul încărcat pe care părinții voștri l-au, dumnealor depun tot efortul pentru ca voi să fiți fericiți, să zâmbiți tot timpul așa cum zâmbiți astăzi la emisiune, să fiți împliniți. Da, Erica? Da. Eu de obicei petrec mai mult timp cu prietenii mei afară. Ne jucăm handbal, facem tot felul de sporturi nebunii, ne jucăm pe afară, seara ne luăm rămas bun, ne îmbrățișăm și toate cele. Cu familia am o relație foarte bună. Și au timp și pentru tine, scuză-mă că te întrerup, pentru că ne-ai spus mai devreme că în fiecare seară alocați timp discuțiilor. Da, stau cu surioara mea mai în fiecare zi. Îmi iubesc familia foarte mult. Sunt sigură că și familia te iubește pe tine. Da. Să-ți trăiască surioara și la mulți ani și ei și să-i fie un real sprijin pe viitor. Și o salutăm și pe bunii, da? Pe bunica care te-a însoțit astăzi la emisiune. Mulțumesc. David, ai spus cu plăcere, cu mare plăcere. Ai spus că ai două surori, aș vrea să-mi vorbești despre prietenii tăi. Ai prieteni cu care te joci? Da, mereu mă joc cu prietenii mei și tot timpul mă plimb cu bicicleta cu ei. Cu bicicleta? Da. Aceasta să înțeleg că este pasiunea ta, bicicleta? Îți place să te plimbi cu bicicleta? Da, foarte mult. Am înțeles. Lui David Toboșaru de la școala gimnazială Dr. Ilie Pavel îi place să se plimbe cu bicicleta. Teodora Pascu de la școala Vasile Cristoforanu va spune că îi place foarte mult să cânte, da? Normal, da. E pasiunea ta? De când te-o? De vreo 6 ani de zile cochetez cu muzica. Nu cred că aș fi putut să trăiesc dacă muzica nu apărea în viața mea. Cu prietenii mă joc când mă distrez în fiecare zi aproape. De obicei mai am și zile încărcate în care trebuie să stau să studiez, să învăț. Îmi iubesc familia foarte mult și cred că este cea mai mare comoară. Fără sprijinul lor nu aș fi putut să trăiesc niciodată, dacă nu erau nici bunicii, nici părinții lângă mine să mă ajute și să fie acolo lângă mine, să știu că i-am alături. Oricum, dumnealor, din câte sesizez eu, pentru că tu ai mai participat la emisiunile mele, te-au însoțit și cred că așa fac de fiecare dată când tu ai câte o apariție TV, pentru că ai mai fost și la colegii de la Buzău. Da. Și ai spus că de 6 ani cochetezi cu muzica. Cum s-a întâmplat? Ți-a plăcut ție? Cine te-a descoperit? Moștenești pe cineva din familie? Pe tata, mai mult pe tata. Tata cântă, da? Da, este cântăreț la biserică. La televizor am văzut foarte multe emisiuni cu copii care cântau și pur și simplu am început să cânt prin casă și m-am hotărât cu părinții să merg să caut un profesor și să... Îi putem da numele dacă ești doamna, de acord? Da, cum să nu, doamna profesoară Gabriela Cristea de la Buzău, pe care o salut și o pup pe această cale. Și am căutat un profesor și așa mi-am descoperit vocea. Merg la festivaluri, foarte multe activități în școală unde sunt solicitată. Din acest punct de vedere, ești o emblemă, da? Pentru școala gimnazială Vasile Cristoforeanu. Sunt și alții colegi, da? Care participă la festivaluri dedicate muzicii ușoare. Muzică ușoară sau populară? Și muzică ușoară și muzică populară. Și te pregătești, spuneai, 2 zile pe săptămână? O zi pe săptămână. La Buzău, da. Și faci față programului? Da, foarte mult. Îmi place foarte mult la școală și nu aștept vacanța. Și după finalizarea celor 8 clase, după finalizarea școlii gimnaziale,
Te-ai ghidat așa ce, da. Da? Ce vrea să urmezi? Ia spune-mi, te rog. Profesoară de limba engleză. Profesoară de limba engleză. Eu mă așteptam să spui profesoară de muzică, de pian, de mai știu eu ce, da. Cântăreață, profesoară de limba engleză. Dar la visul tău nu vei renunța, nu? Nu, nu. Vor merge în paralel întotdeauna. Da. Mă bucur, foarte frumos. Mulțumesc. Mateo, ce pasiune ai? Ce vrei să le spunem copiilor care te privesc despre tine? Ne spunea David, cred că îi place foarte mult să meargă cu bicicleta. Mai devreme, înainte de a începe filmarea, îmi spuneau băieții că sunt iubitori de karate, handball, erica, dar discutăm imediat. Ce pasiune ai, Mateo? Ce îți place să faci în timpul liber? Mie îmi place să merg cu bicicleta. Îmi plac motocicletele, îmi plac mașinile și în mod special cea mai bună mașină aș vrea să fie H1. Așa, ne oprim pentru că facem reclamă după aceea la firme de mașini și n-aș vrea să trecem pe la caserie, da? Îți plac motocicletele, mașinile, te plimbi mereu cu bicicleta? Da. Da? De ce îți plac ție mașinile și motocicletele? Și Daria mi-a spus de ce îi place să cânte de când... Daria, scuză-mă, Teodora, de când cântă? Mie îmi place să merg cu motocicleta pentru că mă plimbă tati în fiecare concediu și... Pe una de jucărie, bineînțeles. Nu, pe una adevărată. Pe una adevărată te plimbă tati, da. Da. Și eu m-am hotărât, am văzut de astea prin poze, să, când voi fi mare, să-mi iau ceapăr. Deci îți plac foarte mult mașinile și motocicletele, te plimbi în fiecare seară cu bicicleta. Alte pasiuni ai? Îmi place karatele și îmi place mai mult preoția. Când o să fiu mare, vreau să mă fac preot. Tu vrei să te faci preot când o să fii mare. Teodora ne spunea că vrea să se facă profesoară de limba engleză. Tu vrei să te faci preot. Da. Să-ți ajute, Doamne, Doamne, să te faci preot. Teodora să se facă profesoară de limba engleză. David, ce vrea să se facă? Dacă tot am ajuns cu discuția aici, de la pasiuni, ce vrea să te faci tu când o să termin școala? Eu când o să termin școala vreau cel mai mult să mă fac polițist. Polițist, bravo, David! Să ajut oamenii. Să ajuți oamenii, da? De aceea vrei să fii alături de comunitatea în care locuim, de râmniceni, da? La Râmnicu Sărat te faci polițist, da? Da. Nu plecați de aici? Nu. Niciunul, da? Nu. Așa să promiteți comunității că o să învățați bine și o să rămâneți la Râmnicu Sărat. Să ducem mai departe viitorul acestui oraș, da? Da. Îți plac polițiștii, David? Da, foarte mult. Îți plac și filmele polițiste, să înțeleg, sau nu? Da, îmi place. Da? Înseamnă că vrei să fii un om corect, un om drept, un om cinstit? Da. Învățați despre toate aceste lucruri la școală, da? Doamna învățătoare vă vorbește tot timpul despre acest lucru, da? Despre cum trebuie să ne purtăm frumos. Da. Erica Henachi, de la școala gimnazială numărul 2, ce visează, ce își dorește să ajungă după ce termină școala? După ce aș termina școala, eu m-am gândit că mi-ar plăcea să fiu avocat. De ce, Erica? Când eram mai mică, am citit o poveste și era o fată foarte curajoasă care s-a făcut avocat și mi-a plăcut foarte mult și m-am gândit să mă fac și eu avocat. Te-a impresionat atât de mult acea poveste încât îți dorești să devii avocat, da? Da. Și tot aici la Râmnicu Sărat, da. Da? Ca să ne orientăm așa peste câțiva ani, o să venim la domnișoara Erica Henachi dacă sunt probleme. Da. Radu? Eu încă nu m-am decis foarte clar deoarece la vârsta mea nu am aprofundat așa de mult multe materii. Dar în special îmi place partea de IT, tehnologie, așa și, cum a zis colega mea, ar fi o posibilitate și să devin avocat sau procuror. Îmi place și această parte de științe sociale. Deci sunt două laturi cam paralele, da? Da, 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 da.
Să înțeleg că tu ai obținut rezultate foarte bune și pe partea de uman și pe partea de real. Oricum, mai ai timp să te decizi până când vei ajunge în clasa 8-a, da? Acolo este punctul decisiv în care trebuie să fii hotărât și să vezi către care latură vei merge. Vrei să ne vorbești puțin de programul tău de școală, de rezultatele obținute pe parcursul acestui an școlar? Ai participat la concursuri sau olimpiade școlare? Am participat la mai multe olimpiade și eu și colegii mei, unde am obținut rezultate foarte bune. Eu la olimpiada de română am luat un punctaj foarte bun, faza județeană, ultima fază. Și am fost prezent și la Olimpiada Micului Bancher, unde am fost prezent și anul trecut. Este un proiect al școlii, da? Este opțional, este extracurricular, din păcate. Mi-a plăcut foarte mult pentru că e o materie de viitor. Nu se rezumă doar la școală. Pentru că te ajută să îți începi o afacere și... Și tu spui că ești atras și de această parte de IT. Crezi că putem transforma pasiunea într-o profesie, în meserie pe parcursul vieții? Eu am fost uimită de răspunsul pe care mi l-a dat mai devreme Teodora Pascu, crezând că își va dori să o vedem peste ani și ani pe marile scene din țară. Ea vrea să se facă profesoară de limba engleză, deși are această pasiune cu muzica, ea cântă. Tu ce părere ai? Pe partea de IT cred că m-aș putea angaja la o anumită firmă, cum ar fi Ubisoft, o firmă foarte mare, dar dacă vreau să am un salariu mare, va trebui să plec din țară. Aha, deci ne gândim și la partea financiară, da. Bineînțeles. Deci s-ar putea să te pierdem, să pleci din Râmnicu Sărat, da? Da? Dar să ți ajute, Doamne. Doamne, dacă este visul tău. Erica, tu spuneai că doresc să devii avocat în urma unei cărți pe care ai citit-o mai de mult. Care sunt disciplinele care îți plac foarte mult? Păi la școală cel mai mult ora mea preferată ar fi matematica și educația fizică. Matematica și educația fizică, da? Da. Particip la diferite concursuri, la Comper și altele. Am rezultate bune la școală. Mi-aș mai dori să mă fac și profesoară de handbal sau handbalistă. Îmi place foarte mult să joc handbal, chiar dacă fac practic de foarte puțin timp. Deci tu practici handbal, te pregătești suplimentar, de aceea spuneai că îți place educația fizică? Da. Da? Unde te pregătești? La sala de sporturi municipală. La CSM Râmnicu Sărat? Da. Da. Și cam cât timp săptămânal aloși tu pregătirii pentru această pasiune? De două ori pe săptămână. De două ori pe săptămână. Sâmbăta și duminica. Și cum de te-ai orientat către handbal? De ce nu fotbal? Pentru că avem acum mai nou la Râmnicu Sărat o echipă de fotbal feminin. Zic și eu. Păi, o prietenă de-a mea juca handball și ne-am jucat și noi într-o zi afară cu toatele și mie mi-a plăcut și am decis să mă înscriu și eu. Lui David Toboșaru, ce îi place? Handball, karate, îmi fotbal? Îmi place, cum v-am zis și mai devreme un pic, v-am zis că îmi place fotbalul și karatele și la școală îmi place cel mai mult română. Îți place româna, da? Da? Înseamnă că ai rezultate bune la limba română. Da. Mă bucur foarte mult. Și ceilalți colegi ai tăi sunt la fel cu limba română sau cu matematica? Sau e puțin mai dificil la matematică? Ce zici tu? Chiar nu știu. Tu știi de tine și este cel mai important, da? Nu ne interesează ce e în carnetul celuilalt, da? Da. Ce note se află pe acolo. Da. Da? Mă bucur, David. Teodora, tu deja mi-ai vorbit de pasiunea pentru muzică, pentru limba engleză. Mateo, tu spuneai că vrei să te faci preot. Da. Da? Ne spunea Radu că ar avea două opțiuni, avocatura, da, și IT-ul, în funcție de partea financiară. Da.
E bine, dragii mei, vreau să îmi spuneți și cam cât timp alocați voi zilnic temelor. Vă place acest subiect, bineînțeles, pentru că sunteți elevi silitori, da? Și trebuie să le îmbinăm, să existe un echilibru între teme, timp liber, jocuri preferate. Vreau să discutăm și despre jocurile preferate. Ia, cel mai mic invitat al meu are un joc preferat sau o jucărie preferată? Eu, în virtual, am Clash Royale și Minecraft. Mai facem reclamă la ceva? Nu, nu facem reclamă la nimic, atunci poți să spui. Da. În virtual spui tu, da? Da, adică pe net. Pe mine mă cam pierzi aici cum e cu virtualul. Dar așa, în viața reală? În viața reală mă joc cu părinții de-a vații ascunsele, ne jucăm șah, țintar, cărți. Aha, am înțeles. Și mai am și eu un joc tot, dar nu virtual, tot aici, pe pământ. Tot aici pe pământ, așa? Ca să stăm fiind cu picioarele pe pământ, da. Te rog. Deci eu în mintea mea îmi imaginez că eu sunt personajul ăla care face ce vreau eu și eu alerg prin casă. Ești un personaj negativ? Și. Aoleu. Și e bine? Și? E bine? Da. Ia spune-mi, ești un copil cu minte? Ia să vadă toți telespectatorii. Spune aici în fața camerei, ești un copil cu minte? Cum ești tu? Păi sunt și cu minte și mai fac și prostii, dar sunt normal, ca orice copil. Prostii? Eu a spune năzdrăvânii, da? Lucruri firești, nu faci tu prostii, da? Și, așa ca personajul ăla al tău. Teodora, tu cum ești? O domnișoară liniștită, dacă doar așa trebuie să fii. Uneori liniștită, nu mereu. Am momente când nu sunt foarte liniștită. Mami, ce zice? Că am auzit un sunet acolo. Mă mai ceartă, pentru că merit uneori. Da. Ca orice copil, da, fac năzdrăvănii. Și tu nu te superi pe mami, pentru că noi așa suntem părinții. Pentru că știu că are dreptate, da. Exact. Știu că are dreptate și tati la fel, mă mai ceartă și el. Dar știu că ambii părinți au dreptate, au o experiență de viață și părinții știu cel mai bine cum trebuie să își educe copilul. Și voi nu o să vă supărați niciodată pe noi, lucrurile acestea le spun tot timpul și lui Mateo. Cred că el deja s-a săturat de expresia, când o să fii tu mare, o să vezi cum este. David, cum te împaci cu părinții, cu mami? Ești un copil cu minte, nu? Liniștit, da. Dacă te faci polițist, nu vreau să aud altceva. Da, sunt și cu minte, dar uneori sora mea mai mică, care are 11 ani, mă enervează și mai dau ulea și... O mângâie, adică, da? Îi spui, potălește-te, fii cu minte, trebuie să fii un om drept și cinstit, sfaturi de la un viitor polițist. Uneori mă enervează și dau ulea, pentru că... Nu trebuie. Nu trebuie să facem așa ceva. Sunt acele jocuri, eu le-aș numi, da, ale copilăriei. Când cel mic nu înțelege de cel mare și voi vă iubiți foarte mult pentru că sunteți frați. Da. Dar tu ești un copil cu minte, da? Da. Și tu la fel. Păi de aceea sunteți copii, da? Să fim, de fapt așa suntem toți, da? Cu bune și cu rele. Nu-i așa, Erica? Da. Din punctul meu de vedere, nu sunt nici perfectă, nici prea rea. Pentru că toți copiii mai fac greșeli câteodată. Părinții îi ceartă, dar copiii n-ar trebui să se supere pe ai lor părinți când îi ceartă. Când mă enervez nu fac deloc rău, iert repede. Cu prietenii mei mă înțeleg foarte bine, nu ne enervăm sau ceva de genul. Vă trăiți copilăria, da. Frumoasă, superbă, așa cum este. Cea mai minunată perioadă, cea mai minunată și etapă. Ne bucurăm de tot timpul pe care îl avem la dispoziție. Mă bucur din suflet să aud acest lucru. Radu? Eu nu sunt un copil nici foarte liniștit, am pase și pase. Când ori sunt foarte liniștit la locul meu, ori sunt foarte distrat, nu prea mă enervez, da. Când mă mai supără fetele, de obicei le gâzil,
Așa, da? Așa a vrut să spună și David mai devreme, sunt sigură. Dar a greșit el puțin, nu? Spune Radu. Sau le iau în brațe și trece repede. Și vă potoliți și vă trăiți copilăria și faceți fericiți pe părinții voștri. Dar părinții vă ascultă? Mateo? Părinții ne ascultă și ei. Da? Da. Îți mulțumesc frumos. Îți mulțumesc mult. Teodora, părinții sunt înțelegători? Foarte. Sau cum ar trebui să fie? Sau un sfat pentru adulți? Nu sunt în această seară în studio, nu sunt alături de noi, nu văd, nu aud, nici când va fi emisiunea pe post. Cum sunt? Ar trebui să mai lucreze puțin la comportament? Ia spune. Nu? Nu sunt cicălitori, nu. Sunt înțelegători. În unele momente, da, mami mai are fazele când e puțin cicălitoare, așa, ai grijă la școală, fă bine la școală. Așa suntem noi mamele. Dar o înțeleg pentru că e mamă și poate peste ceva timp și eu voi, cu siguranță voi fi așa situația vei fi. Ei. Da. Da, atunci când îți iubești copilul, tot timpul trebuie să îi faci observații, nu? Da. David, ai un sfat pentru părinții tăi? Cum ai vrea să fie? Să fie mai înțelegător, să te asculte pe tine, nu? Că doar tu ești polițistul în familie, nu? Nu, părinții mei nu sunt răi cu mine și părinții mei... Să fie tot așa cum sunt acum, da? Da? Să te iubească toată viața. Toată viața, să îi țină Dumnezeu sănătoși, să aibă grijă de voi. Erica, ai vrea să modifici ceva? Nu aș modifica nimic. Părinții sunt mereu perfecți așa cum sunt. Niciodată nu aș schimba ceva la părinții mei. Uneori când mă supăr așa mai tare, mă prefac că mă duc în camera mea și mă prefac că mă supăr foarte tare. Dar aha, de fapt nu. Deci familia Enache, ați auzit, se preface. Așa, da, spune Erica. Mă înțeleg foarte bine cu părinții mei. Nu ne certăm des deloc. Când ieșim afară, ne înțelegem foarte bine, nu țip și fac toate alea ca alți copii. Și voi sunteți copii înțelegători, da? De aceea și dumnealor sunt răbdători, înțelegători cu voi. Și mai pot apărea mici conflicte, conflicte între generații. Dar întotdeauna, dacă sunt mici discuții și mă uit în ochișorii voștri, sunt pentru îndreptarea voastră, pentru modelarea comportamentului, pentru ca mâine sau mai târziu voi să fiți mândri de voi și să le mulțumiți părinților. Nu, Radu? Da. Eu nu aș schimba nimic la părinții mei. Consider că sunt foarte buni, mi oferă foarte multă libertate și mi înțeleg nevoile. Am anumiți colegi ai căror părinți nu le oferă așa de multă libertate și sunt foarte stricți și prin această cale le mulțumesc părinților mei. Sunt sigură că este mesajul pe care toți invitații mei pe care am în această ediție specială vor să-l transmită părinților. Un mulțumesc din suflet, da? Și mi-aminteam și eu din copilăria mea, la același lucru îl spuneam și eu, exact ce ai declarat tu mai devreme, că părinții îmi erau prieteni. Mama era, este cea mai bună prietena mea, dar acum, Doamne, mi-a ajutat și mi-a mai făcut încă doi prieteni foarte, foarte buni. Vă spuneam eu și la începutul ediției că vreau să discutăm și despre timpul pe care voi îl alocați temelor și sunt sigură că vreți să discutăm puțin și despre acest lucru. Vreau de asemenea să îmi spuneți, de fapt Mateo mi-a spus cum e cu jocul, cu jocurile preferate, cu virtualul, cu realul. La voi la fel? Discutăm imediat și de teme. În unele cazuri, da? Petreci mult timp pe tabletă, pe calculator, laptop? Nu mereu. Dar atunci când prinzi tableta, da? Telefonul. Da. Se descarcă, nu? Da. Nu lași până nu se descarcă. Nu. Au, doamne. David? Nu prea mă joc pe laptop, nici pe tabletă, mă joc foarte mult pe telefon. Am înțeles, nu pe laptop, nu așa, dar tot acolo există tot un dispozitiv, tot te joci. Mai, da.
Ne jucăm noi adulții, ce să mai zic, nu, Erica? Da. Eu frecventez mult telefonul și când nu mai am baterie și nu am ce face absolut deloc, îl bag la încărcat și continui joaca pe telefon. Aha, mai știu pe cineva cu cablu deasupra patului și cu tableta în mână. Da, da, da. Am înțeles. Și părinții ce zic? Părinții îmi spun să mai las telefonul. Eu uneori ascult, baia. Și tu ce le zici? Documentez lecția pentru mâine, da? La comunicare sau ce aveți voi acolo, nu? Da, și cu prietenele mele uneori ne mai jucăm împreună pe diferite jocuri. Da? Sunt jocuri în rețea? Cum se numesc? Eu nu știu. Eu mă joc aici, în real, de-a v-ați ascunselea. Da, nu prea. Ne jucăm șah online. Șah online? Da. Ce idee! Mulțumim! Da, să ținem cont. Ați auzit, dragi părinți, șah online. Radu? Eu mă joc multicel pe PC, pe calculator. Jocuri în aer liber, nu prea mă joc, de obicei cu bicicleta, cum au spus și colegii mei, dar citesc. Citești? Îmi place mult. Citești de pe calculator, da? Nu, de pe cărți. Ah, citești, tu preferi da. Cartea, da, 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 am înțeles, tipărită. Da, da, nu pot să citesc electronic. Nu? Este o modă, de fapt, mulți adulți acum s-au mutat, vizitează bibliotecile online, biblioteca online. Sunt foarte multe cărți pe care le putem citi și de acolo. Important este să avem o sursă de unde ne putem informa, nu? Așa îmi face sens și doamna învățătoare. Îți place să citești, da? Da. Erica? De obicei, când citesc, ba citesc mult, ba puțin când nu am, când nu vreau, am momente. Tu la decizi școală... care sunt acele momente sau bunii părinți îți spun că avem o carte pe birou și trebuie citită? Ba părinții, ba eu, dar mai mult citesc la școală, în pauze. Împrumut cărți de la biblioteca școlii, le duc, de uneori iau mai multe cărți pe săptămână. Acasă, cărțile de la biblioteca școlii nu le citesc, le citesc la școală. Mai discut cu colegii despre întâmplări din diferite cărți. Și când ne aducem aminte ceva dintr-o carte interesantă, povestim cu toții. Uneori avem momente în care ne așezăm cu toți într-un cerc și citim pe rând câte o propoziție sau chiar mai mult dintr-o poveste. La școală, da? Da. Când citim un text, citim ba o propoziție, ba un fragment, fiecare. Ne place foarte mult. Deci este importantă lectura, da? Vă ajută foarte mult. Da. David, citește? Da, când te pune doamna învățătoare? Sau vrei și tu? Mie când îmi dă doamna învățătoare teme, când le dă teme, prima oară stau, îmi fac temele și iau telefonul. Când se descarcă bateria telefonului, plec la joacă cu bicicleta, cum v-am spus. Deci întâi temele, da? Temele prima dată? Da. După aceea telefonul, după aceea bicicleta. Da. Bineînțeles. Teodora, teme? Mult timp alocat temelor? Nu foarte mult, le fac maxim o oră și jumătate, chiar două ore. Termin temele, învăț ceea ce am de învățat la materia din ziua următoare. Și apoi ori citesc, ori mă uit pe telefon, ori merg pe afară cu prietenii. Dar citești și suplimentar, da? Da. În afara programului. De exemplu, programei... când doamna învățătoare ne mai dă pentru weekend sau pentru vacanță câte o lectură suplimentară, când ajungem la școală, toți suntem într-o agitație totală pentru că ne povestim acea poveste sau carte. Depinde. Și există și acea concurență, da, între voi? Vreți să dovediți că sunteți copii foarte buni, să obțineți calificative foarte bune? Mateo, îți place la școală?
Da, îmi place, dar e mai bine și acasă. Păi bineînțeles, cu cablu deasupra patului, cu tableta în mână sau nu așa? Nu, nu chiar așa, cu tableta atât, că nu o țin până se descarcă. Nu o ții până, dar tu ai vrea, nu? Desigur. Păi cum să nu, da, am înțeles. Îți place la școală? Ce îți place la școală? Păi, îmi plac toate materiile. Dar, în mod special, îmi place religia, că vreau să mă fac preot. În mod special îți place da. Religia. Am înțeles. Îți plac toate materiile și, în mod special, religia. Colegii, cum vă împăcați tu? Cum te împaci cu colegii? Foarte bine. Am înțeles. Noi vorbim astăzi despre copilărie. Am ajuns cu discuția într-un punct în care îmi dai o seama că vă mulțumește. Nu, lectura nu vă dă bătăi de cap, așa cum adulții sunt obișnuiți să spună în ultima perioadă că tinerii, copii nu mai citesc. Voi, invitații mei de astăzi, sunteți copii care citiți. Știți un scriitor care în mod deosebit a scris despre subiectul pe care îl dezbatem noi astăzi, despre copilărie? Ion Creangă. Ion Creangă. Foarte bine, Teodora. Mă bucur. Deci este marele scriitor. Eu nu mai știu ce se întâmplă acum cu programa școlară. Sunt în clasa 1 deocamdată și îl avem, da, pe marele scriitor în programă, da? În manualul de comunicare din clasa 4-a. Limba și literatura română. Da, limba și literatura română. Eu sunt la clasa 1, cum vă spuneam, știu de comunicare, nu? Da. Și tu știi de Ion Creangă, da? Ce știi tu de Ion Creangă? Eu știu că el înainte a fost un copil și îi plăcea să citească mult. Și a îmbătrânit și scria povești despre ce făcea el în copilărie. Și a fost un copil cu minte? Cum a fost? Puțin mai obraznic. Mai năzdrăvan, da? Puțin mai obraznic. Mi-a spus că vă place la școală. Noi ne aflăm, cred, spre finalul emisiunii și rog foarte mult colegii să-mi spună cam câte minute mai avem la dispoziție. Până când îmi spun colegii câte minute mai avem noi la dispoziție astăzi, vreau să vă gândiți toți la un mesaj pe care să-l transmiteți cui vreți voi, părinților, pentru că am discutat foarte mult despre părinți, bunicilor, pentru că și dumnealor au un rol foarte important în viața voastră, cei care vă bucurați de prezența bunicilor, sau un mesaj pentru doamna învățătoare, pentru colegi. Radu, începem cu tine? Eu le transmit părinților și bunicilor că ar trebui să fie răbdători, buni și să învețe și să petreacă mult timp cu copii, nu doar de 1 iunie sau de ziua copilului, ci în general. Pentru că degeaba un an întreg ești nepăsător și nu te implici, dacă și doar o zi ești acolo cu el și așa, pentru că nu prea are efect. Deci tot timpul, pe parcursul vieții, părinții, bunicii trebuie să fie alături de voi, de noi, blânzi, calmi, înțelegători, răbdători, nu doar pe 1 iunie să ne jucăm, să vorbim și să desenăm. Da, Erica? Da. Eu le transmit celor de acasă salutări, multă sănătate, succes în toate. Și să fie cum sunt acum, până când vor îmbătrâni și sper să trăiască cât mai mult, să fie cum sunt acum, răbdători, iubitori, au răbdare pentru orice, ne iubesc mult. De aceea sunteți și voi copii extraordinari, minunați, veseli, pentru că aveți acasă părinți, bunici care vă înțeleg, vă susțin. David! Un mesaj pentru cei de acasă sau pentru doamna învățătoare, pentru colegi, pentru băieții cu care joci tu fotbal? Eu le-aș transmite părinților să fie toată, absolut toată viața cum sunt acum. Și atât. Mă bucur, foarte hotărât viitorul nostru polițist. Teodora?
Pentru doamna învățătoare Scarlat Florica îi transmit multă, multă sănătate și putere de muncă, pentru că mai are nevoie să-și crească nepoții. Vreau să îi mulțumesc pentru toate lucrurile pe care m-a învățat pe mine și pe colegii mei. Toți acești 5 ani pe care i-am petrecut cu dânsa ne-a fost ca o a doua mamă, ne-a protejat și ne-a iubit ca pe proprii dumneai copii. Vă iubim, doamna, și vă salutăm. Deci a fost un mesaj pentru doamna învățătoare, o doamnă care și-a dat interesul acolo alături de voi, ca toate doamnele învățătoare care și-au dat interesul să dobândiți cunoștințe foarte importante și să fiți și voi astăzi la mine în emisiune. Și pentru familia mea mai am un mesaj, să îi dea bunul Dumnezeu sănătate, să mă crească așa cum a crescut și până acum. Mulțumesc frumos bunicilor, atât cât și părinților, pentru educația pe care am primit-o de la ei și le mulțumesc din tot sufletul și mulțumesc și lui Dumnezeu că îi am alături. Și nu în ultimul rând pentru domnul director, vreau să-i mulțumesc că mă aflu la dumneavoastră în emisiune, pentru susținere și pentru apreciere. Se vede foarte frumos mesajul tău și se vede atitudinea de cântăreață când intră pe scenă, da, la final artistul vine cu lista de mulțumiri. Bravo, felicitări! Mulțumesc! Mateo, tu vrei să transmiți un mesaj pentru părinți, bunici, doamna învățătoare? Pentru cine? Eu le transmit părinților și bunicilor multă sănătate, vă iubesc. Și noi te iubim. Și să stea mereu alături de mine. Și, în primul rând, doamna învățătoare, multă sănătate și că o iubesc. O iubești pe doamna învățătoare, o spune și despre cine este vorba, da? Despre doamna Marin Marcela. Despre doamna Marin Marcela. Cred că mesajul a ajuns la părinții voștri, să vă dea, Doamne, Doamne, sănătate, să fiți puternici, să vă realizați dorințele, să ne întâlnim și peste ani și ani și tot așa veseli, copii în suflet tot timpul, da? Și o să vă rog eu acum să transmitem și trustului TV Sat la mulți ani, pentru că sărbătorim de 1 iunie, zic eu, un copil care a crescut mărișor, frumos. Da, vă uitați la TV Sat, la emisiunile postului nostru? Da. Sau părinții se uită? Da. Da. Atunci spunem la mulți ani din tot sufletul tuturor copiilor, la mulți ani TV Sat, vă mulțumesc încă o dată mulțumim pentru prezență. Mulțumim și noi. Și rămâne să o ascultăm în continuare pe Teodora Pascu, da? Cu mare drag. Mulțumim numai bine, dragi telespectatori, aceasta a fost ediția specială de astăzi. Încă o dată mulțumim tuturor invitaților. Îi mai prezint încă o dată, este vorba de Radu Drăghiciu, Erica Enachi, Teodora Pascu, David Toboșaru și Mateo Andrei Gongea. Vă mulțumesc, dragi părinți, pentru că ați fost de acord ca acei mici să fie pentru câteva momente alături de noi, de telespectatorii noștri. Sănătate și numai bine! Încă o dată la mulți ani! La revedere! Presa liberă trecere. Fugind în zbor, zi după zi.
piesa Liberă trecere. Te doare și îl porți cu bucurie, dorul de copilărie. Toți am fost copii odată, lângă mamă, lângă tată. Nu-i om să nu-și amintească de căsuța părintească. Dar așa-i viața lăsată, să fii copil doar odată, și cei 7 ani de acasă să-i porți în suflet o viață. Tot cu bucurie pe o zi de copilărie, să mai fiu la sânul mamii, pe-o mână să-mi număr anii. Toți am fost copii odată, lângă mamă, lângă tată. Nu-i om să nu-și amintească de căsuța părintească. Dar așa-i viața lăsată, să fii copil doar odată, și cei 7 ani de acasă să-i porți în suflet o viață. Bunică, că bunicii țineau parte, nu spuneau că nu se poate. M-au lăsat să fac ce-am vrut, ce spuneam eu era sfânt, măi. Îmi spuneau povești de noapte și-mi făceau poftele toate. Dar așa-i viața lăsată, să fii copil doar odată, și cei 7 ani de acasă să-i porți în suflet o viață. Dar așa-i viața lăsată, să fii copil doar odată, și cei 7 ani de acasă să-i porți în suflet o viață. Mulțumesc mult! Presa Liberă trecere.